Pe scurt, am rămas singur acasă. M-am trezit bucuros și fericit că nu trebuie să merg la școală. Vreau să beau un ceai. M-am îmbrăcat, am ieșit din cameră, am căzut. What the fuck, cum eu am căzut? Am început să investighez cazul. Cum eu am căzut? M-am simțit adevăratul Sherlock. Peste o oră am găsit motivul din ce cauză am căzut. M-am alunecat din cauza acestei foi. Am mers la bucătărie și am început să citesc. Pe foaie era scris că părinții au plecat la prieteni și vor fi mâine. Yeah, sunt singur acasă. Nice, am început să mă gândesc ce o să fac toată ziua. Poate să fac un party cu prietenii. Nu, mai bine nu trebuie să fac party, nu vreau să fiu trimis la orfelinat. Cum să lăs PC-ul meu? Dar mai jos era scris, ce trebuie să fac, să spăl vesela, să fac curățenie. Nu, eu m-am simțit într-adevăr ca în iad. Până când am făcut toate lucrurile, a devenit și noaptea. Eu în atât am obosit că n-aveam nicio putere să mă joc la calculator, dar nimeni nu a anulat să privesc toată noaptea serialurile. Good night, cum s-ar spune. Am mers în baie, mi-am spălat fața, repede m-am întors în cameră, m-am lăsat și am început să mă uit la un serial. Ideal. Așa au trecut 15 minute, după am auzit un zgomot. Mai să mor de frică. Am vrut să verific ce s-a auzit, dar mi era frică. Dar eu sunt bărbat, trebuie. M-am ridicat, am deschis ușa. Nu pot, trebuie vreo armă. Am luat telecomanda, am mers la bucătărie. Când am ajuns la bucătărie, s-a stins lumina. Eu m-am căcat de frică. Am închis ochii și m-am ascuns sub masă. Când s-a aprins lumina la bucătărie, am întâlnit doar o fantomă care a spus că totul este ok. Eu m-am ridicat și din nou am căzut, acum pe viață. Prieteni, găsiți logo-ul Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. 3 comentarii cu răspunsul corect vor apărea în următorul video. Pe scurt, am rămas singur acasă. Miau.